dimineața! Sunt Irina Haideț, gazda dumneavoastră de fiecare dată. Astăzi vă invit la o ediție cu totul și cu totul specială. Sper din suflet ca ceea ce v-am pregătit să vă emoționeze. Aici, pe 103,4, veți revedea adevăratele tradiții românești, rădăcinile noastre. Am realizat această ediție cu ajutorul unor oameni excepționali, cărora vrem să le mulțumim, din suflet. Este vorba despre locuitorii orașului Aninoasa, din îngusta Valea a Jiului. Datorită lor, am putut asista zilele trecute la un festival excepțional. Se numește Zorior de Zio și se întâmplă acolo de mai bine de 13 ani, la fiecare început al lui decembrie. Festivalul este un loc în care oameni modești, dar foarte talentați, demonstrează forța extraordinară a spiritului românesc. Ascultați!
De atunci în orice casă se aud colindători, colinda lor duioasă. Vă întrebați cine a cântat? Vi se pare o voce pe care nu știți de unde să o luați? Firesc, pentru că este vorba de corala Colegiului Național Ice Brătianu din Hațeg. Cine este solistul? Se numește Robert Bultan. Este un licean care, alături de colegii săi, a avut norocul de a lucra cu un îndrumător excepțional. Numele acestuia? Florin Popa. În alt oraș hunedorean, la Vulcan, lucrează un alt profesor modest și deosebit. Se numește Ileana Berchi și conduce grupul de liceeni Glasuri de Argint. Este discreta doamnă Berchi un profesor cu adevărat excepțional? Sunt copiii din Vulcan cu adevărat fericiți pentru că pot lucra cu un asemenea dascăl? Să ascultăm colindul următor. Concluziile le vom trage după aceea.